Fița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița Mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a înronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea, eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița Mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuza a ieșit strigându-i: du-te de aici! Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori, a plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu, nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazarul uit. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor, Stafide, Baltazar, frunze de păpădie, iar Wendel, morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele.
Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8. Iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Vendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Vendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfructau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Vendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi, da, zise Vendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Vendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat. Așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Vendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, copii mici și mari. Lângă grădiniță erau 2 terenuri de fotbal. Copiii mici se jucau cu mingea lângă brad. Biluță, micuța gâză, era capitanul, micul parazit al lemnului era portar, iar băieții furnică formau restul echipei. Copiii mari se jucau la umbra stejarului.
Vendel Rădașca, Baltazar Albinuța, Dima Gândacul Cartofului și Bobiță Băiatul Melc. Copiii mici se jucau cu o minge de cauciuc cu buline, iar cei mari aveau o adevărată minge de fotbal. Într-o zi de toamnă, Baltazar a luat mingea copiilor mici și a început să jongleze cu ea. Uitați-vă la mine! I-a tachinat el. Dă-ne-o înapoi, e a noastră! S-a văitat Biluță. Vreau doar să vă arăt cât de sus pot să dau cu mingea. S-a lăudat Baltazar și i-a dat un șut puternic mingii de cauciuc. A lovit-o atât de tare încât mingea s-a spart. Ne-a mai rămas o singură minge. Copiii mici o pot lua dimineața, iar copiii mari se pot juca cu ea după masa, a stabilit educatoarea Bondar. Copiii mari tot luau mingea de la copiii mici, iar copiii mici o furau de la copiii mari. Se certau în continuu. Jucați împreună? I-a întrebat Buburuză pe băieți. Împreună? Niciodată! Copiii mici sunt slabi și neîndemânatici, s-a răstit Vendel Rădașca. Iar copiii mari sunt răi și ne împing, s-a răstit înapoi micul băiat Furnică. Nu mai fiți răi, mai bine jucați o partidă, copiii mici contra copiilor mari. Cum ar putea câștiga 4 copii mici împotriva a 4 copii mari? S-a plâns parazitul lemnului. Bine, atunci, eu și Săltăreața vom juca în echipa copiilor mici. Așa vom fi 6 copii mici contra 4 copii mari. Ce spuneți de asta? A întrebat fetița Mămăruță. Minunat! Au încuvințat cu toții. Au început să joace. S-au distrat atât de bine încât nici nu au observat cum trece timpul. La final, datorită unui glob abil al lui Biluță, copiii mici au câștigat partida cu 5-4. Vom face la fel și mâine, i-a spus Baltazar lui Biluță, micuța gâză. Ne vom lua revanșa! A doua zi au jucat meciul de revanșă. De această dată, copiii mari au bătut echipa lui Biluță cu 4-3. La urma urmei, copiii mici nu sunt chiar atât de neîndemânatici, a mormăit Vendel, iar cei doi căpitani și-au dat mâna. A doua zi, un copil nou a venit la grădiniță. Micul Purice și-a adus cu el propria minge vărgată și a lăsat pe copiii mici să se joace cu ea. Astfel, echipa lui Biluță s-a întors lângă brad, iar copiii mari au rămas pe terenul mare. Uneori au jucat și fotbal împreună, dar nu au mai numărat golurile. Bița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuza bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fugata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie.
Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluța a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile. Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon cărăbușul s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișez! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat-o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște, au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenii lor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cos de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie.
Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuza, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuza se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuza, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuza au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuza, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fâlgușor și Baltazar! Buburuza s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar. Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuza au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăgușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuza, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat Fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, floarea lui Buburuză. Într-o zi de primăvară, Buburuză, fetița mămăruță, își planta o floare în fața casei, când apăru Biluță, gâza florilor. Va crește mare? O întrebă el pe Buburuză. Da, va fi o tufă mare plină de flori. Pe când a venit vara, tufa era plină de flori. Toți cei care treceau pe lângă ea îi miroseau parfumul dulce. E frumoasă, spuse Fulgușor plină de admirație. La fel și Baltazar, Vendel și Biluță. Pe la mijlocul verii, soarele era foarte puternic. Buburuză era ocupată cu udatul florii când Kelemen Canarul i-a adus acasă o invitație. E de la Cătălina! M-a invitat să-i fac o vizită! Și părea foarte încântată. Du-te, Buburuză! Îți voi uda eu floarea! Mulțumesc, Biluță! Voi fi plecată 6 zile! Te rog să o uzi zilnic, altfel se va usca!
Nu voi uita, fii liniștită, a promis Biluță. Biluța a udat bine floarea în ziua următoare și a doua zi dimineața și seara. În drum spre casă, a trecut pe lângă locuința lui Fulgușor. Fetița fluturaș își vopsea acoperișul cu galben. Și eu vreau să vopsesc casa. Mi-a rămas multă vopsea. Îți dau și ție dacă vrei. Mulțumesc! S-a apucat de vopsit casa la prima oră în dimineața următoare. Era atât de ocupat cu vopsitul, încât a uitat cu totul de floare în următoarele zile. Și-a amintit doar când Buburuza a venit la el și i-a bătut la ușă cu ochii în lacrimi. Biluță, mi s-a ofilit floarea! Oh, am uitat complet! Exclamă gâza florilor. Stăteau amândoi lângă planta ofilită. Au udat-o, dar fără niciun efect. Ramurile erau lăsate în jos și era plin de petale căzute. Doar ploaia o mai poate ajuta, a spus Vendel Rădașca. O ploaie torențială de vară care va îmbiba solul. Hai, ploaie pură, hai de neudă, frunzele să crească mari, plantele să fie tari. Cazi ploaie zi și noapte, copiii să se joace cu ale tale șoapte. Dar tot nu a plouat. Biluță își dorea din tot sufletul să o înveselească pe Buburuză. S-a gândit cum să o facă și brusc i-a venit o idee. Dragă norule, stropește cu puțină ploaie peste pădurea noastră. Buburuză e foarte tristă că i s-au ofilit florile. S-a făcut târziu și mi-e somn. O voi face mâine, a spus norul somnoros, după care și-a închis ochii și a adormit. Când Buburuza a ieșit din căsuța ei, un strop mare de ploaie i-a căzut pe mână. Plouă! Grăbiți-vă! Plouă, Bobiță! Plouă! A plouat tot mai mult. Buburuză și prietenii ei nu s-au bucurat niciodată de ploaie ca acum. Tufa s-a întins puțin, iar ramurile aplecate au început să se ridice. Și-a deschis din nou florile și a absorbit apa de ploaie. Priviți, nu mai are ramurile aplecate. E din nou puternică, spuse fetița mămăruță. Nu numai că e puternică, ci e și mai mare. Biluță și-a umplut mâinile cu petale de flori și a zburat peste nor. Mulțumesc! Și a presărat peste el petalele parfumate. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată. O cireașă minunată! E o avere! Voi avea o masă de prânz bogată! Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă.
Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea. Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate, care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Mămăruța galbenă. A sosit primăvara. Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc și Wendel, băiatul Rădașcă. Wendel, fugi la doctorul Bufniță, Kelemen și-a rupt aripa, i-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu.
În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galben către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutam. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea, mămăruță. Mămăruță, rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu. Doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun! A strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Castelul de nisip. Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart, pepenele! Se supără Buburuză. Oh, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele.
Să ne grăbim pe insula de nisip, nu ne mai rămâne timp să construim castelul. A strigat repede fetița mămăruță. Așteaptă, Buburuză, vin și eu cu tine, a spus Baltazar. Și eu, a spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor, pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem, construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă și poate să vină și Bobiță, a propus Baltazar. Au ales 4 coși de pepene, una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, e a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendel e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre? Nu arăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura!
Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița Mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița Mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bicicleta. Într-o zi de vară, porumbelul poștaș a adus un pachet pentru Bobiță și pentru Buburuză. Era un pachet mare, frumos, în hârtie roșie, legat cu fundă albastră. Era însoțit de o scrisoare. Buburuză o citi. Miriapodul ne-a scris. Ura! Ne vizitează în curând! A trimis acest cadou pentru noi. Pentru noi? A întrebat Bobiță. Cum adică pentru noi? Ție sau mie? În scrisoare scrie că e pentru noi. Probabil e un cadou comun. Ce cadou comun? Se enervă Bobiță. Probabil este pentru mine, căci eu l-am găsit de Crăciun în zăpadă. Dar eu l-am primit în căsuța mea, eu l-am vindecat, eu i-am pregătit ceaiul, a ripostat Buburuză. Dar eu i-am citit povești din cartea de povești cu râme, a continuat Bobiță. Hârtia de împachetat roșie n-a rezistat prea mult. S-a rupt la un capăt, apoi s-a rupt și la celălalt capăt. Sub hârtie se zăreau niște roți. O bicicletă! A strigat Bobiță. Este tocmai bună pentru mine. Pentru mine va fi tocmai bună, a spus Buburuză. Foarte bine, du-te tu cu bicicleta dacă vrei. Cel deștept iartă, iar măgarul suferă. Eu sunt deșteapta, iar tu ești măgarul. Bobiță nu s-a lăsat. Nu e adevărat, eu sunt deșteptul, iar tu ești măgarul. Poți să duci tu bicicleta. Până la urmă n-a dus-o nici unul. Au plecat supărați, iar bicicleta, pe jumătate dezvelită, a rămas acolo. Curând a apărut Baltazar, băiatul Albină, și Fulgușor, fetița Fluture. Ia uite, ce e asta, o bicicletă? A întrebat Baltazar. Da, sigur, a răspuns Fulgușor. Este și o scrisoare pentru Bobiță și pentru Buburuză de la Miriapod. Hai să le-o ducem, a propus Baltazar. Au prins-o și atunci a căzut toată hârtia de pe cadou. Au râs în hohote. Uite, e o bicicletă tandem. Putem să ne dăm amândoi cu ea. S-o încercăm, a spus Baltazar. Bobiță, Buburuză, v-am adus bicicleta, a strigat Fulgușor.
Bobiță și Buburuza au ieșit din tufiș. Când i-au văzut pe Fulgușor și pe Baltazar pe bicicletă, au înțeles. Asta este o bicicletă tandem, încăpem amândoi pe ea. Și noi cât de urât ne-am certat! S-au împăcat imediat și s-au îmbrățișat de bucurie. Ce cadou frumos! Iar noi n-am pregătit nimic pentru Miriapod, dar el va sosi imediat, a spus speriat Bobiță. Să-i pregătim Miriapodului o morișcă de vânt din petale de flori, a propus Fulgușor. Da, e o idee bună, au încuvințat Bobiță și Buburuză. Cei patru prieteni au făcut o morișcă de vânt din petale roșii, violete, galbene și roz. În acel moment a sosit Miriapodul în caleașca trasă de șoricel. Șoricelul s-a oprit, iar Miriapodul a coborât din caleașca din coajă de nucă. S-au îmbrățișat fericiți toți trei. Văd că ați primit cadoul meu, sper că vă place! E un cadou minunat! Ne-am bucurat foarte mult, au spus Bobiță și Buburuză, iar noi ți-am făcut această morișcă de vânt. Miriapodul a mai rămas 10 zile, când la Bobiță, când la Buburuză. Au făcut excursii lungi pe bicicleta cea nouă, au discutat, au cântat, s-au jucat, s-au simțit foarte bine. Dar zilele vesele au trecut repede. E timpul să pornesc spre casă, m-am simțit foarte bine la voi, a spus Miriapodul. Să vii și la vara viitoare, au spus deodată Bobiță și Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, pictura lui Bobiță. Într-o după-amiază înnorată, Buburuză, fetița mămăruță, și-a scos pensulele și acuarelele. Voi picta un curcubeu, a decis ea. Bună idee, a încuvințat Bobiță, iar eu voi picta un buchet de flori. Și s-au pus amândoi pe treabă. Buburuza a pictat cu grijă liniile colorate ale curcubeului, iar Bobiță a muncit din greu la buchetul lui de flori. A pictat trei lalele, un clopoțel și o margaretă. Trebuie să mai desenez o panglică și am terminat. Mă grăbesc pentru că azi după masă vin la mine Wendel, Baltazar și Biluță. Dar chiar atunci Buburuza a vărsat un pahar de apă în mijlocul mesei, inundând pictura lui Bobiță. Minunata pictură s-a șters și contururile s-au estompat. Buburuză mi-a distrus pictura! Îmi pare foarte rău, nu am vrut, a fost un accident! Dar tot distrusă e! I-a spus Bobiță supărat, îndreptându-se valbărte spre ușă. Merg acasă! Așteaptă, Bobiță, să încercăm să o reparăm! A spus Buburuză cu glas șovăitor, dar băiatul Melc nici n-a privit în urmă. Între timp, norii au dispărut, iar cerul s-a înseninat. Când a ajuns acasă, Bobiță și-a pus pictura udă la soare să se usuce. Foarte curând aceasta s-a uscat, dar s-a încrețit și era toată mânjită. Bobiță s-a uitat trist la pictura lui, apoi a suspinat și a aruncat-o pe pat. Baltazar, Wendel și Biluță vor sosi în curând. Trebuie să fac ordine. Curând ușa s-a deschis și micii lui prieteni și-au făcut apariția. Salut, Bobiță! Am sosit! Am adus cu noi și cărțile! Intrați! Băiatul Melchi a invitat înăuntru și s-au așezat la masă. Baltazar a amestecat cărțile, Wendel le-a împărțit și au început să joace. Curând Biluța a fost eliminat din joc. Se învârtea prin încăpere când a observat pictura de pe pat. A luat-o și s-a uitat uimit la ea. Dumnezeule, Bobiță, e foarte frumoasă! Tu ai pictat-o? A întrebat el curios. Bobiță a fost surprins și a tresărit. Da, eu am pictat-o. Toți au început să-i pună întrebări lui Bobiță. A fost ideea ta? Vrei să ne arăți cum ai făcut-o? A întrebat Wendel. Cum ți-a ieșit atât de frumoasă? A întrebat Baltazar. Bobiță doar a ridicat din numeri și a spus: da, a fost ideea mea. Nu e mare lucru, vă arăt cu plăcere cum se face.
Tocmai atunci Buburuza a intrat în casă. Avea în mână o tavă plină cu fursecuri pe care i le-a oferit sfioasă lui Bobiță. Uite ce ți-am pregătit, Bobiță! Îmi pare rău că ți-am distrus pictura. Ceilalți s-au uitat nedumeriți la Bobiță. A îngânat Baltazar. Deci n-a fost de fapt ideea ta? Nu a fost ideea mea, ci rezultatul unui accident, a început Bobiță. Buburuza a vărsat apă peste pictură. Aceasta s-a decolorat, iar desenul s-a estompat. Am pus-o să se usuce la soare și am hotărât să o păstrez, nu să o arunc. Ai făcut bine că n-ai aruncat-o. Mi-o dai mie? Un buchet atât de frumos ar arăta foarte bine pe peretele cu flori al unei gâze. Sigur că o poți avea. Îmi pare rău că m-am supărat atât de tare. Eu nu sunt supărată pe tine, Bobiță. Am adus cu mine pictura curcubeului și aș vrea să ți-o dau ție. Mulțumesc, Buburuză! O ador! O voi pune pe perete. Vrei să te joci cu noi? A întrebat-o băiatul Melc pe Buburuză. Mi-ar face plăcere. Am putea mânca fursecuri în același timp, a spus fetița mămăruță cu veselie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, patru anotimpuri. Într-o zi, la sfârșitul iernii, trei paraziți ai lemnului au bătut furioși la ușa săltăreței. Am vrut să ne deghizăm la bal în prinț, dar cei trei pureci vor fi și ei prinți. Iar asta nu e bine, coroanele și capele noastre sunt pregătite și nu le putem purta. Oh! Te rugăm să ne ajuți! Ai idee în ce ne-am putea deghiza? Au strigat toți într-un glas. Ați putea fi trei fulgi de neam, fiindcă totul e acoperit cu zăpada afară. Va fi ușor să facem costumele. Oh, nu! Nu e bine, săltăreața! Ne-am topit în clipa în care am intrat în casa lui Baltazar. Am devenit imediat o baltă de apă pe podea. Ha! Atunci ați putea fi tacâmuri, un cuțit, o furculiță și o lingură. Vă trebuie doar niște folie de aluminiu. E o idee grozavă, săltăreața, dar nu avem deloc folie de aluminiu și nici timp până mâine să facem rost de ea. Trebuie să găsim ceva mai simplu. Ce spuneți de o cămilă? E perfectă pentru voi trei, un cap și două cocoașe. Da, dar furnicile au fost cămilă anul trecut. Nu e o noutate. Trebuie să găsim ceva nou. Tu în ce te deghizezi, săltăreața? Au întrebat paraziții lemnului. Nu știu, nu m-am hotărât încă, ezită fata lăcustă. Atunci ne-am putea deghiza împreună, au sugerat băieții. Bine, ce am putea fi? Patru flori? Oh, sau patru diavoli? Poate patru stele? Sau patru planete? Au înșirat paraziții lemnului. Nu e grozav? Trebuie să fim ceva alcătuiți din patru. Nici mai mult, nici mai puțin. Am găsit ceva perfect! Cele patru anotimpuri! Da, e perfect! Au spus paraziții lemnului, țopăind de bucurie. Sunt patru anotimpuri. Săltăreața poate fi primăvara pentru că e feminină, iar noi ne putem deghiza în vară, toamnă și iarnă! S-au pus toți patru pe treabă. Săltăreața și-a cusut o rochiță roz și a decorat-o cu floricele albe. Și-a pus pe cap o cunună de flori roz. Era atât de frumoasă încât paraziții lemnului au roșit când au văzut-o. Și costumele celor trei băieți au fost gata în curând. Vară era îmbrăcat în verde cu un soare pe burtică și o frunză pe căciulă. Toamnă era îmbrăcat în galben, acoperit cu frunze colorate. Costumul iernii era albastru, cu foarte mulți fulgi de zăpadă.
A doua zi au pornit toți spre casa lui Baltazar, la elegantul bal mascat. Albinuța era deghizată în pompier. I-a întâmpinat cu căldură pe săltăreața și pe paraziții lemnului. Au sosit cele patru anotimpuri! Dima era costumat în morcov, Bobiță în rachetă, Educatoarea în pictură de apă, Lili în pasăre, Adiere era bilet de autobuz, Egon era cup de zahăr, Fulgușor banană, Buburuză bomboană, iar Patrick era câine. Prietenii din pădure au votat pentru cel mai bun costum și, bineînțeles, că au câștigat cele patru anotimpuri. Vendel a ieșit pe locul 2 cu costumul lui Curcubeu. Locul 3 le-a revenit melcilor Bobiță și Ciobo, care s-au costumat în trenuleț. Toți au fost foarte fericiți, iar cei trei pureci au venit să-i felicite pe câștigători. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, cărți cu zâne. Fulgușor, fetița fluturaș, avea un joc preferat de cărți. În total erau 16 cărți cu zâne frumoase, în rochii galbene, albastru închis, roz, verzi, portocalii, roșii, mov și albastru deschis. Nici o carte nu era la fel. Fetele jucau tot timpul cărți de memorie cu zâne. Vendel Rădașca s-a gândit să facă o glumă oribilă. Aș putea văzgâli toate cărțile, gândi el în sinea lui cu obrăznicie, dar n-a îndrăznit să o facă. Așa că a încercat să-l convingă pe Baltazar să distrugă acele cărți. Baltazar, n-ar fi distractiv să măzgâlim toate cărțile lui Fulgușor? Albinuța naivă a chicotit cu șiretenie și a început să mâzgălească toate cărțile cu o cariocă verde închis. A desenat mustăți, coarne, furci și cozi de diavol pe imaginile frumoaselor zâne. Fetița fluturaș a văzut cărțile în acea după-amiază și a strigat îngrozită. Ce s-a întâmplat cu minunatele mele cărți? A întrebat ea cu voce speriată și Fulgușor a început să plângă. Ce lucru îngrozitor! Cine ar fi putut face așa ceva? A întrebat Dolly foarte șocată. Eu știu cine a făcut-o, doar Baltazar are o cariocă verde închis, a spus Adiere pe un ton nervos. Și am văzut o pată verde pe mâna lui. Tu ai făcut asta? A întrebat Bobiță supărat. Nu așa s-a întâmplat. Atunci cum s-a întâmplat? E numai vina lui Vendel, a fost ideea lui. Dar eu n-am mâzgâlit cărțile. Fulgușor plângea, iar veverița regii a luat-o în brațe să o consoleze. Cel care a pus la cale asta e obraznic, la fel și cel care a făcut-o, a spus tăios veverița regii. Amândoi sunteți obraznici. A fost o glumă foarte urâtă, băieți. Cum ar fi dacă v-am sparge mingea de fotbal? A adăugat Adiere. Nu ați fi foarte triști? Ai dreptate, a recunoscut Vendel. Fulgușor, vom lua cărțile și vom încerca să ștergem mâzgâlelile. Bine? Bine, a spus fetița fluturaș. Vendel și Baltazar s-au întors triști acasă și s-au apucat imediat de treabă, încercând să repare cărțile pe care le-au mâzgâlit. Dar cu cât încercau mai mult, cu atât mai tare le strigau. Radiera a găurit hârtia și s-au pomenit cu găuri peste tot. Bobiță, ajutor! N-am reușit să ștergem mâzgâlelile și am făcut găuri cu radiera! Dar carioca nu se poate șterge. Să mergem să cerem ajutorul lui Buburuză. Buburuză, ajutor! Nu putem repara cărțile! Nu pot să vă ajut. A fost numai ideea voastră. Rezolvați problema singuri. Nu fi nedreaptă, Buburuză. Te rog să-i ajuți. Vendel și Baltazar chiar vor să îndrepte lucrurile. Bine, intrați! Cei trei băieți s-au așezat la masă. Nu pot fi reparate. Băieții erau înmărmuriți de tristețe. Trebuie să găsim o soluție și am deja o idee. Să facem alte cărți.
Buburuza a pus pe masă câteva foi cartonate albe și a scos cariocile. Băieții au decupat cărțile, iar Buburuza a încercat să copieze desenele cu zâne. Apoi, Baltazar și Wendel le-au colorat cu grijă. Curând, toate cele 8 zâne au fost gata. Și desigur, erau 2 din fiecare. Desenezi foarte frumos, Buburuza. Acum dați-le lui Fulgușor și cereți-vă scuze. Fulgușor, privește, ți-am făcut un nou set de cărți. Buburuza le-a desenat, iar noi le-am colorat. Te rugăm să fii din nou prietena noastră. Fulgușor a răsfoit cărțile și zâmbetul i-a apărut pe față. Mulțumesc! A spus ea și a invitat pe băieți în casă. Curând li s-au alăturat Bobiță, Buburuză și Adiere. S-au jucat toți cu noul pachet de cărți până târziu și au devenit din nou cei mai buni prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Omul de zăpadă. Într-o dimineață rece de iarnă, Bobiță, băiatul Melc, bătu vesel la ușa lui Buburuză. Vino cu mine la săniuș! Buburuză și-a luat haina de iarnă, căciulița, fularul și-a pus mănușile și-au pornit. Fetița mămăruță s-a așezat pe sanie, iar Melcul trăgea tare. În curând nisoarea se opri, Bobiță și Buburuză savurau soarele de iarnă, alunecau pe dealuri domoale și versanți abrupți. Uite ce om de zăpadă frumos, zise Bobiță. Ne izbim de el! Se îngrijoră Buburuză, dar fusese prea târziu. Sania se izbi direct de omul de zăpadă care stătea la poalele dealului. Nu te-ai lovit? O întrebă Bobiță pe Buburuză. Eu nu, dar cred că am distrus omul de zăpadă. Păi da, omul de zăpadă s-a răsturnat, a constatat Bobiță. Am să-i mănânc nasul făcut din morcov. Să facem bulgări de zăpadă din omul de zăpadă, zise Buburuză. Bobiță și Buburuză au început vesel să facă bulgări de zăpadă. Curând, din omul de zăpadă n-a mai rămas nimic. La un moment dat i-a salutat Baltazar, băiatul albină. Bobiță și Buburuză l-au întrebat voioși: te joci cu noi cu bulgări de zăpadă? Acum n-am timp, am adus o pălărie și un fular omului de zăpadă pe care l-am făcut ieri. Nu l-ați văzut pe undeva? Bobiță și Buburuză s-au privit speriați. Aoleu, șopti Bobiță, Baltazar sigur caută omul de zăpadă de care ne-am izbit noi. N-au îndrăznit să-i spună lui Baltazar că au răsturnat omul de zăpadă. Nu, noi n-am văzut niciun om de zăpadă. Niciunde nu-mi găsesc omul de zăpadă, începu Baltazar să plângă. Lui Bobiță și lui Buburuză i s-a făcut milă de albinuță. Nu fi trist, zise într-un târziu Bobiță. Mai bine să facem un alt om de zăpadă. Bine, zise Baltazar sughițând. Buburuză a făcut partea de jos pe cea mai mare. Partea din mijloc, burtica omului de zăpadă, a făcut-o Baltazar. Partea cea mică a realizat-o Bobiță. Aceea a devenit capul omului de zăpadă. Buburuză l-a ridicat pe Bobiță, iar el a pus la loc capul omului de zăpadă. După ce au terminat omul de zăpadă, Baltazar în sfârșit i-a putut lega la gât fularul cu dungi. Dintr-o săritură, Bobiță îi puse omului de zăpadă pe cap oala roșie. Ce frumos e omul de zăpadă, zise Baltazar. Adevărul e altul, prietene, zise Bobiță cu regret. Noi ți-am distrus omul de zăpadă, din greșeală ne-am izbit de el, te superi. A, voi ați fost!
întrebă albinuța. Dar apoi i-a iertat repede pe Bobiță și pe Buburuză. Acest om de zăpadă e mai frumos decât cel dinainte, zise el. Să mergem cu toții să ne dăm cu săniuța pe deal în jos. Cei trei prieteni s-au dat cu sania pe povârnișurile abrupte ale muntelui până seara târziu. Acum aveau mare grijă de noul om de zăpadă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ea spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele.
Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Fetița Bondar. Bobiță, Buburuză și Baltazar au pornit dis de dimineață pe câmpie ca să încerce noua parașută cu sută de albinuță. Acolo mai era cineva, o fetiță bondar necunoscută, care culegea flori de liliac și între timp cânta voioasă: primăvara a sosit, tra-la-la-la-la, liliacul a înflorit! Baltazar i-a vorbit primul: bună, fetiță bondar! Eu sunt Baltazar, băiatul albina, cel de lângă mine e Bobiță, băiatul Melc, iar ea este Buburuză, fetița mămăruță. Tu cine ești? Eu mă numesc Dorothy, sunt în drum spre casă și am făcut cale lungă. M-am oprit să mă odihnesc pe câmpie. Noi tocmai vrem să încercăm noua parașută, vrei să vii cu noi? Întrebă Baltazar. Vin, cu plăcere! Baltazar și Dorothy au sărit primii de pe deal, apoi fiecare a încercat parașuta pe rând. S-au jucat până seara târziu. Nu-i așa că vii și mâine cu noi? A întrebat emoționat Baltazar. Nu, din păcate mâine trebuie să pornesc dimineața de vreme. Locuiesc departe de aici și am foarte mult de zburat. Așa că Bobiță, Buburuză și Baltazar și-au luat rămas bun de la Dorothy. În drum spre casă, Baltazar era atât de mâhnit încât Buburuză l-a întrebat: ce-i cu tine? Baltazar e îndrăgostit? Chicotea Bobiță. Bobiță, nu e frumos să râzi de cineva? S-a răstit la el supărată Buburuză. Știi ceva, Baltazar? Spune lui Dorothy să rămână aici. Îi vom construi o căsuță în pădurea noastră. Ce idee bună! Mâine dis de dimineață am să merg pe câmp și am să o rog să rămână. A doua zi, Baltazar, Bobiță și Buburuză s-au trezit de vreme. Fugeau spre câmpie ca să vorbească cu Dorothy. Dar vai, au întârziat. Fetița Bondar plecase deja la drum, dar a lăsat o scrisoare prinsă pe un copac în care își lua rămas bun de la prieteniei. Baltazar s-a așezat pe iarbă și a început să plângă. De data asta, Bobiță nu mai râdea de el. Să mergem după ea, a spus băiatul Melc. Sigur o ajungem din urmă. Bobiță, tu mergi încet ca un melc. În felul acesta nu vom ajunge din urmă pe Dorothy, zise amărât Baltazar. Bobiță era să se supere când dintr-o tufă ieși un arici. Poate vă ajut eu. E drept că nu mă mișc prea repede. Totuși sunt mai rapid decât voi. Micii prieteni s-au bucurat nespus de mult. Au făcut o mică trăsură din coș de castane, au agățat funia trăsurii de țepi ariciului și micul atelaj porni la drum. Să ne odihnim puțin, propuse Buburuză. Ne continuăm drumul mâine dimineață. Dar Baltazar se puse iarăși pe plâns. Nu vom găsi niciodată! Ce miros plăcut de liliac! Strigă deodată Bobiță. Liliac? Se miră Buburuză. Veniți cu mine să ne uităm prin prejur! N-ai avea chef să trăiești de acum înainte în pădurea noastră? Ți-am construit o căsuță așa cum ți-o dorești tu! Nu ar mai trebui să zbor pe meleaguri îndepărtate. Am fi fericiți dacă ai rămâne cu noi. Da, așa e. Am fi foarte fericiți, au aprobat Bobiță și Buburuză. Mulțumesc, rămân cu drag aici la voi, a răspuns Dorothy emoționată. Ați făcut un drum atât de lung ca să mă ajungeți din urmă. E tare drăguț din partea voastră. S-au așezat în atelajul arici și s-au întors în câmpie. A doua zi de vreme s-au apucat de treabă. Au construit o căsuță frumoasă pentru Dorothy la marginea terenului cu lilieci. Când au terminat căsuța fetiței Bondar, au dat o petrecere. Au venit cu mic, cu mare locuitorii pădurii și au dansat și au mâncat până târziu. Au salutat noul locuitor al pădurii cu o petrecere voioasă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce.
A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu Buline, a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci, a strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofana? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată, e adevărat. Coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și-au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu.